Nebunia în cea de-a 8-a ediție a Colosseum Tournament, în direct la Digi Sport, Cosmin Ionescu a câștigat piramida la categoria 86 de kg. Sportivul de 29 de ani a avut o misiune dificilă în fața lui Ciprian Șchiopu. Bătaie ca în șapte păcate între cei doi. El are în pumni Șchiopu, bate oamenii din colț în ring, dar rezistă uluitor Cosmin Ionescu. Până la urmă este numărat. Nu-i convine lui Ionescu că îl numără arbitru. În cele din urmă, Ionescu l-a învins pe Șchiopu prin knockout tehnic și s-a calificat în finală. Românul a luptat pentru centură cu Alexander Petrov și a fost spectacol de zile mari. Câștigătorul s-a decis în extra round. Ionescu i-a fost superior bulgarului și a ridicat publicul în picioare. A fost o victorie românească și în main eventul serii. Cristiana Mongol-Stancu a învins-o pe Ibtisam Kazriui. Sportiva marocană a rezistat eroic la loviturile favoritei. Cristiana a reușit să câștige la puncte și a primit trofeul.